Ce tare este TikTok-ul ăsta! Oh, ups! Se pare că avem probleme. Nu, no, sunteți scăpați de sub control. Ce prostii sunt alea? Știi ce? Cred că trebuie să-i lămurim ce și cum. Zâmbiți! O să apăreți pe TikTok! Băi de mine! Unde au dispărut? Nu cred că au pățit nimic. Aoleo! Ce s-a întâmplat? Cum am ajuns aici? Ce-i asta? Scrie start? Hai să-l apăsăm și să vedem ce se întâmplă. Iuhu! TikTok! Hai să facem ceva! Ce greu a fost! Nu mai am aer! Wow! Cred că trebuie să facem mai mult sport! Până atunci, ce zici de ceva de băut? O să ne răcorim cu băuturile astea! Sigur! Oh, ce de bule are! E bine acidulat! Noroc! Hei, stai puțin! Ce faci? Oh, mă uit la un clip pe TikTok! Uite! Vezi? Face un fel de truc cu niște suc! Oare ce urmează să se întâmple? Aia e cumva bată pe băț? Oh, a băgat-o direct în suc! Și-a schimbat culoarea! Și acum adaugă niște vată pe băț galbenă! Oare am putea face și noi asta? Da, știu ce zici! Hei, uite ce ai aici! Pac! Hei, uite! Ți-ai imaginat niște vată pe băț? Ce? Acum putem încerca și noi trucul de pe TikTok! În regulă, avem un pahar și niște suc! L-am turnat și l-am pregătit pentru pasul următor! Ești gata? Treci în paharul cu suc! Vată pe băț! Ce tare! S-a topit! Ești gata? O să mai pun niște vată pe băț! Da! Pune mai multă! Ce mult îmi place că se topește imediat! Parcă ar fi magie! Mă simt ca o vrăjitoare care prepară poțiuni magice! Hei, lasă-mă să pun culoarea asta! Ce idee bună! O să mai pun și eu un pic! Așa! Arată bine! Mi-am pregătit paiul! Tu? Hai să gustăm băutura asta! Wow! E delicioasă! Wow! Hei! Ia uite! Da, da, interesant! Dar citesc ceva! Wow! Ce zici de asta? Uite! Nu mă mai deranja! Ți-am spus că citesc! Vai de mine! Ce face cu ursuleții ăia gumați? I-a topit! Și acum are o căpșună! Nu cred! A înmuiat căpșuna în ursuleții gumați topiți! Incredibil! Mi-a venit o idee genială! Am un borcan cu ursuleți gumați și un bol! Sigur pot face și eu asta! În bol cu voi, ursuleților! E timpul pentru cuptorul cu microunde! Ha! Acum trebuie să aștept să se topească! Super! Sunt gata! Abia aștept să gust rezultatul! Așa! Acum o să am nevoie de niște căpșuni! Și de alte fructe! Ups! Să nu uit nici de frigăruie! E foarte importantă! Am băgat căpșuna în frigăruie! Ia să vedem! Cum se scufundă în ursuleții gumați topiți! O să o învârt ca să mă asigur că e acoperită complet! O să fac și mai delicioasă cu niște bombonele colorate! Ele fac totul să fie mai delicios! O să dau căpșuna asta prin bombonele ca să o acopăr bine! Vai de mine! Ia uite-o! A adormit! O să mai fac câteva! De data asta o să folosesc și alte fructe! O învârt bine de tot! Oh, ce bine intră sosul în mure! Și ce strălucește strugurele! Și evident, niște bombonele colorate! Ce simpatice sunt inimioarele astea! Gata! Am făcut o farfurie întreagă! Așa! O să trezesc bătând din palme! Am zis, bătând din palme! Ha? Ce s-a întâmplat cu lumina? Ce frumos e! Voila! Ți-am făcut o gustare romantică! Hai, alege una! Ce minunat! Poftim, gustă una! E delicioasă! Ia și tu una! Oh, wow! E ceva extraordinar! Și ce romantic! Draga mea, scumpă, ești bine? Da, sunt bine! Ce bine! Mai vrei? Nu? Bine! Curăț niște castraveți! Vai de mine! Ce frumoasă e când gătește! Durează prea mult! O să grăbesc procesul! Ce drăguț! O prințesă grațioasă! Mă inspiră să fac un desen!
Ok, am stabilit proporțiile. Ce faci acolo? Aha, mă desenezi? Stai așa, o să stau nemișcată cu acest castravete în mână. Cum îmi stă părul? Îmi desenezi latura bună? Ce zici de poziția asta? Stai puțin. Oh, nu! Mi s-a rupt vârful creionului. Vai de mine, creionul! Cum ai terminat acum de desenat? Stai, o să-mi verific telefonul. Poate există o soluție. Ok, uite aici. Are un creion și un instrument pentru decojit legume. Ce tare! Ascute creionul cu instrumentul pentru decojit legume. Wow, ce treabă bună a făcut! Uimitor! Hai, decojitorule, e timpul să ne salvezi creionul. Fac fix ca în clip. O să decojez creionul în sus. Și o să tot întorc creionul ca să se ascută uniform. Ah, a funcționat! Ia instrumentul înapoi, dragă. Stai puțin să termin portretul. Ok, am terminat. Ești gata să-l vezi? Voila! Stai, un castravete? Asta desenai de fapt? Ah, ce dezamăgire! De ce? Mi se pare că seamănă destul de bine. O să stropesc puțin trandafirul ăsta, chiar dacă e cam simpluț. Bună, draga mea! Ți-am adus un buchet de flori. Vai de mine! Ce surpriză frumoasă! Ce frumoase sunt! Și ce bine miros! Poftim! Fă-mi o poză cu telefonul! Ok, ești gata? Zâmbește! Stai așa! Fă-mi una în poziția asta! Mulțumesc! Cred că ajung! Acum o să le pun în vaza asta! Dăm telefonul înapoi! Telefonul meu! Oh, nu! Nu! L-am auzit crăpându-se! Telefonul meu iubit! Ce mă fac? Oh, da! Nu e bine deloc! Poate n-ar trebui să te uiți la el! Vai de mine! E mult mai grav decât mi-am imaginat! Păi, poate-l putem repara cu niște scoci! Glumești? Păi, poate cu un ciocan atunci? Ai dreptate, evident că ai dreptate. Ah, ce prost sunt. O să-mi folosesc propriul telefon. Ok, hai să ne uităm la clipul ăsta cu soluții. Stai, aia e pastă de dinți? Nu-mi vine să cred că a umplut ecranul cu ea. Și acum pleacă bine pasta de dinți? De ce face asta? Ok, măcar acum curăță telefonul. Poftim? Crăpăturile ecranului au dispărut complet? Hai să testăm și noi trucul ăsta, cu telefonul tău crăpat. Am pregătit pasta de dinți, sunt gata. Așa, a? O să o timp peste ecran fix ca în clip. Așa, cred că ajunge. Și eu am un șervețel, ca să o șterg de pe ecran. Ah, se întinde peste ecran și atât. Nu cred că funcționează. Ah, ce pierdere de timp, bietul meu telefon. La naiba. Ia stai puțin. Draga mea, ai ceva penat. Fix aici. A, glumețule, mereu știi cum să mă faci să râd. Asta o să fie cel mai reușit clip al nostru. Oh, nu, s-au întors. Ascunde telefonul. Glumim. Acum am înțeles care e faza cu TikTok. Hai să filmăm un clip împreună. Pe care dintre aceste trucuri de pe TikTok vrei să le încerci? Comentează mai jos și nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru a nu rata distracția.